Găsiți cu mine cei care aveți Sfânta Scriptură în Psalmi. Suntem în Psalmul 4 și cred că va fi ultima deviere din Isaia, în Psalmul 4. M-am gândit dacă devierea aceasta a venit dintr-un motiv sau altul, motivul care inițial l-am găsit în mine pentru această deviere și vă mărturisesc pentru că este bine să ne mărturisim unii altora greșelile și păcatele, a fost pur și simplu oboseală. Cartea Isaia este o carte grea, este o carte care apasă, mai ales asupra predicatorului, pentru că te pune în postura profetică a lui Isaia și am simțit eu că nu mai pot duce și duminică dimineața și duminică seara. Și pe de altă parte, trecând printr-o perioadă mai dificilă în viața mea, în problemele cotidiene, problemele din viață, am simțit nevoia ca să am o încurajare la aceste probleme și atunci când ai nevoie de încurajare, un psalm este de-a dreptul medicament. Când ești apăsat, când ești îndurerat, psalmii sunt cartea de rugăciune a poporului Dumnezeu, sunt cartea de cântări a poporului Dumnezeu și sunt locul potrivit ca să te duci și într-un scurt timp să găsești încurajare. Și cred că probabil și asta s-a întâmplat, am simțit nevoia ca să fiu eu personal încurajat. Atunci când Evanghelia se vestește, atunci când Cuvântul Dumnezeu se vestește, în primul rând sunt conștient de faptul că îmi predic mie. Eu îmi predic mie mult mai mult decât vă predic dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă predic 50 de minute, o oră, o oră și un sfert, depinde, vă puteți imagina că la minim ați putea multiplica cu 10 sau 20 cât timp mi-am predicat eu mie până am ajuns să vă predic vouă acel text. Și vouă vă dau doar ceea ce e mai bun și ceea ce e mai de folos. În schimb, mie în timpul săptămânii îmi predic și cineva zicea că asta este povara păstorului de a hrăni oile, dar în același timp este privilegiu pentru că păstorii sunt hrăniți primii. Ei mănâncă prima dată, ei să hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și după aia hrănesc turma. Este un privilegiu și o povară în același timp. Psalmul 4, și am să-l citesc într-o secundă, este din nou un psalm care privește un om al lui Dumnezeu, privește pe David într-o postură de apăsare, într-o postură de cu probleme, de griji și cred că este potrivit pentru mulți dintre noi în situația în care ne aflăm. Mi-a plăcut foarte mult faptul că este în mod explicit o cântare. Este o cântare extrem de bogată ca și conținut de învățătură și ca și conținut teologic. Așa ar trebui să fie toate cântările care le cântăm. Nebunesc când aud cântări care sunt trei cuvinte repetate de 1000 de ori. Și dacă ai vrea ca să explici ce înseamnă acea cântare, nu există nimic acolo. Psalmii sunt un tipar foarte bun pentru ce ar trebui să fie o cântare creștină. În primul rând, cântările trebuie citite. Nu cântate. Le trebuie citite și trebuie înțelese ca și conținut, ca și învățătură. După aia le cânți. Dacă nu, ai riscul ca să înveți, pentru că foarte repede învățăm cântând, niște prostii. Repeți și te trezești că ai învățat tot felul de prostii. Și când stai de vorbă cu fratele păstor sau cu fratele presbiter și spui, pe eu cred asta. Dar de unde ai? Eu n-am predicat așa ceva în viața mea. Păi noi cântăm cântarea aia. Cântările sunt un instrument didactic. Psalmul 4. Răspundem când strig Dumnezeul dreptății mele. Deși sunt în strâmtoare, Tu mă vei scoate la loc larg. Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii ai oamenilor, până când îmi veți preface slava în rușine? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul i-a pus deoparte pentru sine pe cel evlavios. Domnul aude când strig către el. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cugetați când stați în pat și tăceți.
Aduceți jertfe potrivite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Cine va arăta ce este bine? Doamne, fă să răsare peste noi lumina feței tale. Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când le sporește grâul și mustul. Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Amin. Amin. Psalm absolut minunat, mai ales când citim ultima parte, ultima strofă. Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Sufletul nostru tânjește, parcă în mod imediat, după acel sentiment. Vrem și noi să fim în siguranță, vrem și noi să fim cu sufletul împăcat, să adormim, să fim liniștiți și să nu fim tulburați. Dar psalmul începe cu omul lui Dumnezeu care este în necaz, versetul 1, și vedem că omul Dumnezeu care este necaz, care este în strâmtoare, procedează în acest fel. Și am văzut și în psalmul 3 lucrul acesta, felul în care omul Dumnezeu procedează când ajunge în necaz. Strigă cu îndrăzneală către Dumnezeu, este primul lucru care îl face David. Răspundem când strig. Este de-a dreptul îndrăzneț lucrul acesta să-i vorbești lui Dumnezeu în felul acesta. Răspundem când strig. Al doilea rând, vedem că David acționează cu certitudine. El strigă către Dumnezeu și înainte ca să vină un răspuns, înainte ca să vină o rezolvare, el deja acționează prin credință. Deși sunt în strâmtoare, Tu mă vei scoate la loc larg. Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea. Vedem un apel către Dumnezeu și vedem o acțiune care se întâmplă în certitudine. Este îndrăzneț în același timp și este un act de credință în același timp. În al doilea rând, în acest verset, în versetul 1, vedem că David nu se încrede în propriul lui merit. El nu merge în fața lui Dumnezeu când este la greutate, când este în strântoare și îi zice Domnului, hai să-ți înșir toate motivele pentru care ar trebui ca să mă asculți. El face un apel la Dumnezeu cu curaj, cu certitudine, dar baza apelului nu este propriul lui merit. Răspundem când strig, Dumnezeul dreptății mele. Ați observat ce s-a întâmplat? Nu răspundem când strig către Tine pentru că eu sunt drept, ci pentru că Tu ești Dumnezeul care mă îndreptățește. Tu ești dreptatea mea. Apelul nu este făcut către Dumnezeu în propriul merit, ci în meritul lui Dumnezeu. Dumnezeul dreptății mele. Un limbaj care spune extrem de lucid și extrem de frumos, Tu ești justificarea mea. În altă circumstanță, n-aș avea niciun drept ca să vin înaintea Ta și să te deranjez cu problemele mele. Ce merit am eu ca și om? Ca să strig către Dumnezeu și să pretind să mă asculte. Dar David strigă cu certitudine pentru că este Dumnezeul dreptății lui. Este Cel care îl îndreptățește, Cel care îi dă neprihănirea. Ca tare poate să strige către Dumnezeu cu problemele lui. Și avem acest har ca să ne ridicăm glasul către Dumnezeu cu problemele noastre. Cineva zicea că nimeni altcineva nu și-ar permite să trezească un împărat în mijlocul nopții pentru un pahar de apă sau pentru o altă problemă decât un copil. Un copil care merge la tatăl său, împăratul, și bate la ușă și spune: Tată, am o problemă, am avut un vis rău. Am nevoie de un pahar de apă, mi-e foame, mi-e sete. În mod normal, oricine altcineva ar fi la ușă. Nu contează dacă ar fi un prim-ministru, nu contează dacă ar fi un general. Împăratul a revărsat mânia lui asupra acelui om și a spune: Cum mă deranjezi tu la 3 dimineața?
pentru că ție ți-e sete sau ție ți-e foame. Dar copilul merge cu deplină nădejde pentru că știe că este tatăl său. Știe care este statutul lui ca și copil? Nu prin merit, nu pentru că este mai bun decât ceilalți din împărăție, pentru că nu este mai deștept decât ceilalți din lume, ci pentru că este copil, își cunoaște tatăl, cunoaște identitatea lui și merge cu această certitudine la tatăl său și spune: Tată, știu că e mijlocul nopții, dar am nevoie de ajutor. Și are deplină certitudine când copiii noștri, în fetele noastre vin, multe ori mult după ce le-am pus la culcare, de obicei la mamă, la tata au învățat să nu prea vină: Mami, nu-mi dai lapte? De plină credință că va primi lapte. De plină credință. Ce? Pentru că este copil. Își cunoaște părintele și știe că părintele îl iubește și știe că are o relație specială cu părintele lui. Și mama? Mama, nu tata, nu știu dacă... Dar mama se scoală din pat și merge și dă lapte copilului, pentru că este copilul ei. Cu cei necredincioși nu este la fel, versetul 2. Cei necredincioși sunt altfel. Fii oamenilor, fii ai oamenilor, până când îmi veți preface slava în rușine? Până când veți iubi deșertăciunea, nimicuri, și veți umbla după minciuni? Ce fac ei? Ei schimbă slava lui Dumnezeu în lucruri rușinoase, în lucruri de nimic. Și cum fac asta? Două aspecte le vedem în acest verset. În primul rând vedem că ei iubesc nimicuri. Inima lor este atașată de deșertăciune, este atașată de nimicuri. El nu iubesc pe Dumnezeu, ei nu iubesc pe Tatăl Ceresc, ci ei iubesc nimicuri și în acest fel schimbă, prefac slava lui Dumnezeu în nimicuri. Dumnezeu le vorbește, Dumnezeu se descoperă și ei, în loc ca să iubească pe Dumnezeu, iubesc nimicuri, iubesc deșertăciune. Și în al doilea rând, ei umblă după minciuni. Umblă după minciuni. Iubesc nimicuri și umblă după minciuni. Sunt dezinteresați de adevărul lui Dumnezeu și sunt doar interesați de lucrurile materiale și de binecuvântările materiale. Un limbaj foarte similar, foarte similar cu ceea ce vedem, de exemplu, în cartea Romani. Deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, au ales ca să nu-l păstreze în gândul lor, în mintea lor. Au ales să umble după minciuni. Au proslăvit creatura în loc de creator. Au iubit nimicul. Au făcut idol din tot ce este în jurul lor. Și în acest fel, ei prefac slava lui Dumnezeu în rușine. Pentru că dovedesc prin ceea ce iubesc și prin ceea ce cred, prin ceea ce gândesc, că Dumnezeu nu este important pentru ei și că ei preferă aceste nimicuri și aceste minciuni în loc de Dumnezeu. Care este diferența? Avem aici două grupări de oameni. În versetul 1 avem pe omul Domnului, pe omul care este credincios, pe omul care se uită la Dumnezeu și spune: Tu ești dreptatea mea. Și în baza acestei neprihăniri care mi-o dai Tu, Doamne, vin și strig către Tine. Și în versetul 2 avem niște oameni care aruncă afară slava lui Dumnezeu și care o schimbă pentru nimicuri și pentru minciuni. Care este diferența între aceste două grupări? Între versetul 1 și versetul 2. Și diferența ne este explicată în versetul 3. Uitați, să știți că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios. Domnul aude când strig către El. Ați privit diferența? Avem, Domnul aude când strig către El, este o diferență în rezultat. Dar motivul
este în prima parte a versetului, să știți că Domnul l-a pus deoparte pentru sine. Există un legământ care diferențiază pe cei din categoria 1 de cei din categoria 2. Diferența o face legământul. Diferența o face că David a fost pus deoparte și urmașii lui în credință au fost puși deoparte și noi am fost puși deoparte. Cel evlavios, ce înseamnă asta? Evlavia nu este decât trăirea externă, vizibilă, după convingerile duhovnicești care există în noi. Asta este evlavia. Dacă credem că Dumnezeu este dreptatea noastră, dacă credem că Dumnezeu este valoarea deplină a noastră, dacă credem că slava Lui este tot ceea ce avem nevoie, vom trăi ca niște oameni evlavioși pentru că am fost puși deoparte, pentru că avem un statut aparte. Nu prin meritul nostru, ci în baza legământului care Dumnezeu l-a făcut cu noi. Domnul l-a pus deoparte. Altfel spus, folosind un limbaj al Noului Testament, dar și al Vechiului, Domnul l-a sfințit. A fi pus deoparte pentru ceva special, pentru o slujbă sfântă, înseamnă a fi sfințit. Domnul l-a pus deoparte pentru că are un legământ cu el. Ca tare, Dumnezeu te ascultă pentru că ești al Lui, pentru că ești unul care este pus deoparte, este unul care am văzut în versetul 1, ai fost justificat, El ți-a dat dreptatea Lui și acum te ascultă din cauza legământului, pentru faptul că El te-a pus deoparte, pentru faptul că fiind pus deoparte, trăiești ca un om evlavios, pentru că din inima ta, din inima nouă care Dumnezeu a pus-o în tine, izvorăște o trăire nouă și Dumnezeu aude când strigăm către El. Este absolut minunat să știm lucrul acesta. Care este soluția? Care este soluția dacă ne aflăm în probleme, dacă ne aflăm cumva, simțim că tindem spre a doua categorie, unde credința noastră este slăbită, sau dacă suntem în a doua categorie, în categoria necredinciosului, în categoria în care umblăm după nimicuri, în categoria în care umblăm după minciuni, în care schimbăm slava lui Dumnezeu pentru deșertăciune, în care Dumnezeu nu ți ascultă rugăciunea. Dumnezeu, spune Biblia, nu ascultă rugăciunea păcătosului. Nu ascultă. Pentru că nu aude, El aude toate, cunoaște toate, dar rugăciunile noastre trebuie în primul rând ca să vină cu pocăință și asta este soluția. Priviți ce se întâmplă în versetul 4, care este soluția care o descrie David. Mâniați-vă, sau altfel spus, agitați-vă, faceți ceva, nu rămâneți în starea în care sunteți, mâniați-vă și nu păcătuiți, cugetați când stați în pat și tăceți, aduceți jertfe potrivite și încredeți-vă în Dumnezeu. A zis soluția care o dă David. Primul rând, identifică problema. Problema este păcatul. Și el zice, întoarceți mânia voastră. Întoarceți agitația voastră care o simțiți. Nu mai fiți agitați sau mânioși. Când noi cădem în probleme, întotdeauna energia noastră, mânia noastră merge în afară. Să-mi devină colegii, să-mi devină prietenii, să-mi devină familia, până la urmă să-mi devină și Dumnezeu. Și David spune, întoarceți mânia ta, nu păcătui. Nu da vina pe alte lucruri, nu da vina pe Dumnezeu. Uită-te în lăuntrul tău și întoarce mânia ta împotriva păcatului tău, pentru că păcatul este problema. Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile? Nu ai pace în inimă? Păcatul este problema. Nu colegii, nu soția, nu biserica, nu Dumnezeu. Păcatul din sufletul tău. Așa că agită-te. Dacă este mânie, să fie mânie, dar împotriva păcatului tău. Nu împotriva lui Dumnezeu. În al doilea rând, agitarea până la urmă dă loc tăcerii.
cugetării și recunoașterea stării proprie. Cugetați când stați în pat și tăceți. Ești mâniat? Ești nervos? Dar până la urmă, recunoaște că tu ești de vină și taci înaintea lui Dumnezeu. Nu mai tot comenta. Nu mai tot spune pe ei, dar nu sunt eu mai rău decât alții. Dar n-am păcătuit eu mai mult. Cugetă la cât de păcătos ești. Cugetă la cât de rău ești. Și taci înaintea lui Dumnezeu. Altfel, agitarea ta este pentru nimic. Și mânia ta este spre propria ta distrugere. Pentru că este o mânie împotriva lui Dumnezeu și nu împotriva păcatului tău. Dacă vrei ca să fii mânios, să fii agitat și să nu păcătuiești, îndreaptă energia împotriva păcatului care este în tine. Și cele din urmă taci și cugetă la starea în care ești. Adu jertfe potrivite. M-am gândit la ce înseamnă acest lucru, adu jertfe potrivite. Care sunt aceste jertfe? Și singurul lucru care îl pot identifica, sau două lucruri le pot identifica. În primul rând, cred că jertfa potrivită este însuși inima noastră. Dar ce anume? Ce anume vizează aceste jertfe potrivite? Eu cred că vizează ceea ce vedem în versetul 2. Ceea ce trebuie să lepădăm, ceea ce trebuie să jertfim, sunt lucrurile care ne-au pus în această stare, lucrurile care ne-au determinat să schimbăm slava lui Dumnezeu pentru rușine. Și anume, lucrurile care le-am iubit, care sunt deșarte, acum trebuie să le aducem pe altarul lui Dumnezeu și să le jertfim, sunt potrivite. Doamne, am iubit mai mult cu tare. Vin și jertfesc. Ce jertfesc? Banii mei? Dacă i-am iubit prea mult? Timpul meu? Liber, dacă l-am iubit prea mult? Acel lucru care m-a făcut să preschimb slava lui Dumnezeu pentru lucruri rușinoase, acel lucru mi se pare potrivit în acest context să fie jertfit lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lucrurile pentru care ne jertfim sunt lucrurile în care ne încredem. Țineți minte tânărul bogat. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus și spune: Doamne, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia. Ce mai trebuie ca să fac? Și Domnul Iisus îi spune: e foarte simplu. E absolut foarte simplu. Du-te și vinde tot ce ai. Acum întrebarea lui. Ne spune Biblia ca și o poruncă universală, ca să înțelegem textul acela și să aplicăm și în textul acesta, că absolut fiecare creștin ar trebui să vândă absolut tot ce are și să dea la săraci, adică să nu mai aibă nici casă, să nu mai aibă nici mașină, să nu mai aibă nici două seturi de haine. Nu ne spune așa ceva. Care este esența textului? Banii omului aceluia, dragostea lui de avere, era lucru care îl determina pe el ca să schimbe pe Dumnezeu cu acele lucruri. El să jertfea pentru acele lucruri. Și Hristos se identifică în inima lui. Astea-s lucrurile pentru care te jertfești, astea-s lucrurile în care te încrezi, astea-s lucrurile care trebuie să le jertfești încât să te încrezi în mine. Și tânărul pleacă trist, pentru că Biblia spune că avea multă avere. În același sens, cred că în acest text, când David vorbește despre aducerea jertfei potrivite, nu se referă doar la ritualul Vechiului Testament de a jertfi, ci se referă la a jertfi ce este potrivit în viața ta. Pentru ce ai jertfit până acum, care te-a depărtat de Dumnezeu, jertfește acum lui Dumnezeu. Absolut orice care pretinde mai multă dragoste, mai multă loialitate, mai multă atenție de la noi în viața noastră decât pretinde Dumnezeu, trebuie jertfit în fața lui Dumnezeu, adus pe altarul lui și spus: decât ca să fiu depărtat de tine prin dragostea acestor lucruri, prin dragostea acestor idei, mai bine le jertfesc aici și acum.
Astea sunt jertfe potrivite. Jertfe care sunt din inima noastră. Ca să vii să dai 100 de lei, ușor. Ca să vii să dai un bou, un miel, ca în Vechiul Testament, ușor. Dar să vii să jertfești ceea ce este potrivit, adică ceea ce este scump pentru inima ta, ceea ce iubești mai mult sau la fel cum iubești pe Dumnezeu, este potrivit și nu se poate face decât prin credință. Și de aceea, zice David, aduceți jertfe potrivite și încredeți-vă în Domnul. Nu vă încredeți în acele lucruri, în acele nimicuri, în acele foste iubiri. Încredeți-vă în Domnul. Aveți credință doar în El. Vrei să știi? Dacă ai credință doar în Domnul, este foarte simplu. Fă o listă cu toate lucrurile fără de care nu ai putea trăi. În seara aceasta, în tăcere, înainte să te pui în pat, și dacă pe lista aceea este mai mult decât unul, Dumnezeu, este o problemă. Și este nevoie să aducem jertfe potrivite. Jertfe aduse în credință. În ultimul rând, concluzia. Cum se concluzionează toată această călătorie? Am văzut că la început începem cu un strigăt, cu un strigăt de ajutor. Și parcurgem acest proces împreună cu David. Și acum așteptăm un rezultat. Așteptăm un rezultat pentru că David a cerut și a zis că este convins că problema s-a și rezolvat. Cum se concluzionează până la urmă? Vedem că provocarea lumii rămâne. Provocarea lumii rămâne. Mulți zic, cine ne va da fericirea? Cine ne va arăta bine față de noi? Cine ne va dărui ceva bun? Este o ispită din partea lumii față de omul care este în necaz. Te-ai bazat pe ceva pentru rezolvarea problemei. Ai primit fericirea? Ai primit ceva bun? Sau te afli tot în acea stare? Provocarea lumii rămâne în continuare și va rămâne și cu tine. În mijlocul necazului vor fi oameni care vor veni și vor băga cuțitul și îl vor învârti acolo în tine și vor spune: ei, te-ai rugat, ai crezut, unde-i rezolvarea? Ai zis că este ca și rezolvată. Dar ceva s-a schimbat. Ceva s-a schimbat. Omul lui Dumnezeu nu mai strigă pentru rezolvare. Pentru o rezolvare temporală. Pentru rezolvarea problemei de aici și de acum. Ci omul lui Dumnezeu se refocalizează și strigă pentru Dumnezeu. Îl vrea pe Dumnezeu. Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței tale. David, dar cum a rămas cu problemele tale? Cum a rămas cu serviciul tău? Cum a rămas cu problemele politice? Cum a rămas cu tot ce există? Cu familia ta, cu suferința ta, cu boala ta? Cum a rămas cu toate astea? Ce zice David? Fă să răsare peste noi slava feței tale, să vedem lumina lui Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu. Nici nu mai contează dacă ăstea se rezolvă acum sau mai târziu sau nu se rezolvă niciodată. Vreau să-L văd pe Dumnezeu. Schimbarea care s-a produs, în primul rând, nu este o schimbare de circumstanță, este o schimbare în inima lui. Inima schimbată, vedem acum că se bucură în Domnul. Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă. Deși situația încă nu s-a schimbat. El este în aceleași probleme pe care le-am avut în versetul 1. Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când le sporește grâul și mustul. Prioritățile lui, perspectiva lui se schimbă. Ei sunt bucuroși când recolta este mare, când salarul este mare, când vinul curge, când toate merg bine, ei sunt bucuroși. Și David spune,
mi-ai dat o inimă bucuroasă, mi-ai dat o inimă împlinită, mult mai împlinită decât sunt ei. Mult mai multă bucurie decât au ei atunci când n-au probleme și atunci când lucrurile merg bine. Eu, în mijlocul necazului, am o bucurie mai deplină. De ce? Pentru că Dumnezeu a rezolvat problema principală, problema păcatului. Dumnezeu a scos din viața lui dependența asupra lucrurilor materiale și problemelor cotidiene și i-a pus ochii țintă pe slava lui Dumnezeu. Și dacă vede slava lui Dumnezeu și dacă vedem slava lui Dumnezeu, bucuria noastră va fi mai mare decât bucuria lor când sporește grâul și mustul. Și în versetul 8 avem un contrast final, un contrast între versetul 1, unde avem pe omul Domnului care strigă către Domnul în problema lui, care este agitat, și versetul 8, unde îl vedem în pace și în siguranță. Mă voi culca și voi adormi în pace, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Este acum în mâna lui Dumnezeu, este sigur în mâna lui, chiar dacă atacurile din jur continuă, chiar dacă problemele din jur continuă, inima lui este liniștită, bucuria lui este deplină, lumina lui Dumnezeu strălucește în ochii lui și poate spune că el este plin de pace și siguranță. Până la urmă, dacă avem un legământ cu Dumnezeu și dacă am fost puși deoparte cu Dumnezeu, suntem întotdeauna în siguranță. Chiar dacă trupurile acestea, chiar dacă problemele din viața aceasta ne copleșesc, suntem în pace și în siguranță. Și ceea ce avem nevoie este să-L vedem pe Domnul, nu să ni se rezolve problemele. Dar El este așa de bun cu noi, că nu numai că se îndură de inima noastră, dar deseori, după buna plăcerea voii sale, după înțelepciunea lui, să atinge și de trupurile noastre, să atinge și de problemele noastre și dă rezolvare acolo unde este spre binele nostru și acolo unde este mai de folos, ca să apese și să ne încerce și să ne sfințească, apasă. Pentru că El este un tată bun și știe exact ce are nevoie fiecare copil al lui. Amin? Amin. Amin.